Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsa, capitolul 3. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 7. Este mesajul pe care Dumnezeu l-a adresat către Biserica din Filadelfia. Să citim. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că ți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeu, de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Înainte să ne împărtășim în această dimineață cu cina Domnului, să proclamăm prin acest act că Domnul Iisus a murit pentru noi și că prin jertfa Lui avem viață și suntem copii ai Lui Dumnezeu, suntem mântuiți, vă chem să reflectăm la cuvântul pe care l-am citit într-un mesaj pe care l-am intitulat Păstrează ce ai. Bisericii din Filadelfia, Dumnezeu i-a cerut un singur lucru: păstrează ce ai. Sigur că acest cuvânt s-a potrivit unei biserici credincioase, unei adunări, unei comunități care a perseverat în credință, care a păstrat vie mărturia și căreia, în urma analizei a cercetării făcute de Dumnezeu, alt cuvânt mai potrivit ca acesta Dumnezeu nu a găsit. Păstrează ce ai. Sigur că trebuie să ne gândim la noi înșine, întrebându-ne dacă avem ce păstra. Dacă ne găsim în situația în care ceea ce ar fi trebuit să fie păstrat nu mai este acolo, fie ca acest mesaj să ne readucă în starea aceea în care cândva am fost. Și Dumnezeu, care prin Duhul Lui poate să reînnoiască oamenii, să ne reînnoiască și pe noi. Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe apostolul Ioan să adreseze 7 scrisori către 7 biserici, 7 comunități care se găseau în Asia Mică. S-a adresat bisericii din Efes. În dreptul acestei biserici am înțeles că problema lor fundamentală era părăsirea pasiunii pentru Dumnezeu, pierderea dragostei din tâi. Biserica din Smirna era o biserică sever persecutată. Acestei biserici Domnul i-a adus cuvinte de îmbărbătare, asigurând-o de sprijinul Lui, de protecția Lui și de faptul că necazul prin care ei trec este limitat. Bisericii din Pergam i s-a adus cuvânt de mare dojană, din pricina faptului că acolo lucrurile erau amestecate, învățătura era amestecată. O parte a credincioșilor se luau după învățături străine. Starea aceea a fost înaintea lui Dumnezeu una de osândit și cerea grabnic îndreptare. Bisericii din Tiatira i s-a reproșat faptul că este tolerantă față de păcat. Erau acolo oameni care trăiau în păcate și învățau și pe alții să trăiască în păcate. Bisericii i s-a reproșat că este tolerantă față de stările acelea. Biserica din Sardes este o biserică pe marginea mormântului. E pe moarte.
se compromiseseră, în multe privințe se compromiseseră, ceea ce a mai rămas era doar ecoul unei reputații construite pe fapte trecute și care în prezent nu mai existau. Cuvântul a fost: pocăiește-te, întărește ce mai rămâne și ce e pe moarte. Bisericii din Laodicea i s-a reproșat o prea înaltă părere pe care o aveau despre ei înșiși și o necunoaștere a stărilor de fapt. Zici, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar nu știi, a spus Domnul, că ești sărac, ești orb, ești gol. Era o biserică în care Domnul Iisus nu era prezent. El a spus acelei biserici: eu stau la ușa ta și bat. Era în exteriorul, în afara ușii, iar în interior, cum am spus, la vremea potrivită, cred că se găsea creștinismul. E tulburător să poți constata că o anumită comunitate poate să aibă un creștinism fără Hristos. Fără să mai fie acolo Hristos, fără să guverneze, fără să conducă, fără să fie cinstit, în mijloc să fie o creștinătate. În această dimineață eu prim în dreptul bisericii din Filadelfia. O biserică în dreptul căreia Domnul nu are nimic de reproșat. Împotrivă, ceea ce Domnul spune acestei biserici ne atrage tuturor atenția și ne încurajează să urmăm pilda acestei biserici. O singură cerință a avut Domnul: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Să ne uităm la trei aspecte distincte. Primul rând, să observăm felul în care Domnul se prezintă acestei biserici. Apoi, să observăm în rândul al doilea ce a avut biserica aceasta. Dacă i s-a spus păstrează ce ai, dacă ne uităm cu atenție în text, ni se spune și ce avea. Ca apoi, în partea a treia, să observăm promisiunile pe care le are Dumnezeu pentru această biserică. Mai întâi, cum se prezintă Domnul? Cuvântul, încă din primele rânduri ale scrisorii trimise, versetul 7, își prezintă identitatea. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei: iată ce zice cel sfânt. Notați, vă rog, cel care vorbește este Domnul Iisus. Aici sunt prezentate atribute ale sale, ale divinității sale. Iisus este descris, se prezintă pe sine în dumnezeirea sa. Iată ce zice cel sfânt. În Vechiul Testament, Dumnezeu Tatăl se prezenta ca fiind cel sfânt. Eu sunt sfânt, sfânt, sfânt. De această dată, Domnul Iisus se prezintă spunând: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat. El este adevărul, este calea, este viața. Cel ce ține cheia lui David. Această expresie face ecou unor prorocii vechi testamentare care anunțau că Mesia va fi un urmaș al lui David, el va fi împărat, el va avea autoritate și el va restaura pe poporul lui Dumnezeu și va aduce binecuvântările împărăției lui Dumnezeu printre oameni. Cel ce ține cheia lui David. Cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus se prezintă în fața acestei biserici ca fiind Dumnezeu adevărat. În sfințenia Lui, în adevărul revelației Lui, în autoritatea Lui, în puterea Lui, în suveranitatea Lui, având ultimul cuvânt. Dincolo de El nu se mai poate trece. Dacă El deschide o ușă, ușa aceea rămâne deschisă. Dacă El închide o ușă, ușa aceea rămâne închisă. Cât de clare și de plastice sunt aceste cuvinte. Cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Așa se prezintă aceste biserici Domnul și în dimineața aceasta și nouă. Haideți să mergem mai departe și să observăm ce are această biserică. Citind cu atenție această scrisoare, a rămas
uimit de simplitatea și profunzimea virtuților pe care Domnul Iisus le observă la această biserică. Trei lucruri distincte. Putere puțină. Puțină putere, așa se spune versetul 8. Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere. Vă rog să observați acest pasaj biblic care este așezat sub ochii noștri. Cele trei lucruri sunt prezentate foarte simplu aici. Ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Acestea sunt comorile pe care Biserica din Filadelfia le-a păstrat până în momentul adresării acestei scrisori. Și asupra acestor comori, Mântuitorul nostru Hristos face apel spunând bisericii, păstrează ce ai. Păstrează ce ai. Ai puțină putere. La această afirmație ne putem uita din două perspective. Cu siguranță că se referă la puțină însemnătate pe care o avea biserica. O biserică, un statut social redus, cu o influență nesemnificativă în mediul păgân de atunci, reprezentată puțin în structurile orașului, disprețuită de elite, bagiocorită de cei bogați și de cei puternici, disprețuită, puțină putere, puțină influență, puțin cunoscută. Pe de altă parte, puțină putere, în smerenia ta, în conștientizarea identității tale, te-ai bizuit pe mine, zice Domnul. Și această stare de smerenie ți-a asigurat susținerea lui Dumnezeu. Ți-a asigurat protecția lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui. Domnul ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Câtă trecere și câtă influență putem avea în fața oamenilor, puțin contează. Important este să ne recunoască Dumnezeu. Important este să fie în noi puterea lui Dumnezeu. Și trebuie să te întrebi, te mai însoțește puterea lui Dumnezeu? Bisericii din Filadelfia i s-a spus, ai puțină putere, păzește ce ai, îngrijește-te de ce ai. E nevoie de mai multă putere. Aud pe unii frați spunând, avem nevoie de mai multă putere. Slavă Domnului că notăm nevoia aceasta. Dar în timp ce ne gândim că o să avem mai multă putere, s-ar putea să o neglijăm pe cea pe care o avem. Să nu îngrijim ceea ce avem, să neglijăm ceea ce avem. Și cu perspectiva că într-o zi vom face o schimbare și că vom avea mai multă putere, suntem neglijenți cu privire la starea în care ne găsim. Și asta este o amăgire, să trăiești cu visul că în viitor vei fi un credincios mai bun. Să te mângâi că la rugăciunile care vor urma vei fi prezent și atunci o să te încarci spiritual. Și până atunci ce faci? Păzește ce ai. Și dacă nu ai, gândește-te ce este de făcut. Al doilea lucru pe care Domnul îl observă la această biserică este descris prin afirmația, ai păzit cuvântul meu. Domnul bagă de seamă că această biserică a dovedit ascultare față de învățătura Domnului Iisus. În lupta ei, în mersul ei, în circumstanțe mai puțin favorabile, având disprețul celor din jur, sinagoga iudeilor disprețuia această biserică, autoritățile romane disprețuiau această biserică, ea era iubită de Dumnezeu. Mântuitorul observă în dreptul ei, ai păzit cuvântul meu. Asta ai. Ai păzit cuvântul meu. Și acum vă întreb, avem asta? Frații și surori, avem asta? Să spună Domnul în dreptul sufletului tău, ai păzit cuvântul meu. Tu ai păzit cuvântul meu, te ții de învățăturile mele, faci ascultare de cuvântul meu, dovedești ucenicie, mă prețuiești, mă urmezi, cuvântul meu are greutate pentru tine, ai păzit cuvântul meu.
Ce prețioasă este comoara aceasta! Dar oare cine mai are? Noi trăim vremuri în care mulți creștini se compromit din punct de vedere moral, lăsând la o parte cuvintele Domnului nostru Iisus, nemai dându-le autoritatea și greutatea cerută și necesară și nemai așezându-și viața sub puterea acelor cuvinte. Aleg să trăiască după mintea lor, după îndemnurile firii pământești, după circumstanțele vremurilor în care trăim. Bisericii sale, Domnul Iisus îi spune bisericii din Filadelfia, ai păzit cuvântul meu. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, și această întrebare mi-am pus-o pregătind acest cuvânt. Oare în dreptul meu, în dreptul tău, spune Domnul așa, ai păzit cuvântul meu? De regulă, păzim cuvintele în dreptul problemelor cu care nu ne confruntăm. Dar acolo, în problema aceea cu care te confrunți, are Domnul ceva de spus în dreptul problemei tale? Are o direcție în dreptul situației tale? Ai păzit acolo cuvântul Lui? În ispitele, în încercările, în luptele, în frământările tale, va trebui să dovedești că păzești cuvântul Domnului Iisus. Loialitate față de Domnul Iisus. Asta este a treia virtute a bisericii. N-ai tăgăduit numele meu. Nu ai negat numele meu. Nu te-ai lepădat de mine. N-ai uitat de mine. N-ai tăgăduit numele meu. Este vorba de credincioșie. Loialitate față de Domnul Iisus. Ascultare față de porunca Domnului Iisus și loialitate față de persoana Domnului Iisus. Ce loc ocupă Domnul Iisus în viața ta? Cât de mult îl iubești, cât de mult îl cauți, cât de mult îți dorești comuniunea și părtășia cu el. Biserica se roagă în numele Domnului Iisus. Biserica face misiune în numele Domnului Iisus. Biserica suferă pentru numele Domnului Iisus. Biserica apără, înalță numele Domnului Iisus, proclamându-l, mărturisindu-l. Bisericii din Filadelfia i s-a spus, ai lucrul acesta. Ai păzit cuvântul meu, n-ai tăgăduit numele meu, iar acest lucru este prețuit de Domnul nostru Hristos. Care este relația pe care o avem în această zi cu Domnul nostru? Acest mesaj foarte frumos și profund și simplu. Păzește ce ai, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Ți s-ar potrivi? Sau, cercetându-te pe tine însuți, constați că lucrurile stau altfel. Acele lucruri frumoase pe care cândva le-ai avut și în care te-ai bucurat și te-ai zidit duhovnicește, nu mai sunt. Cât de mult păzești cuvântul lui Dumnezeu, cât de aproape este Hristos de inima ta și în mărturia ta. Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta. Aduceți-vă aminte că am făcut o făgăduință solemnă. Vom fi credincioși Domnului până la moarte. În două direcții majore trebuie să veghem în fiecare zi a vieții noastre. Ascultarea de cuvântul Domnului Iisus și mărturia numelui Său, a credinței. Să rămâi în învățătura sănătoasă, mărturisind numele lui Iisus Hristos și să-ți aliniezi trăirea morală și viața acestor porunci. În fiecare zi. Și asta dă esența credinței creștine. Dacă Iisus Hristos a zis, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, asta trebuie să faci. Dacă a zis, să te ferești de curvie, asta să faci. Numai în zona aceasta să zăbovim un pic. Mântuitorul a spus o vorbă. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun, că oricine se uită înspre o femeie, se înțelege că și reciproca este valabilă, viceversa, și dacă o femeie se uită înspre un bărbat ca să poftească, a și prea curvit în inima lui. Asta a spus Iisus. Creștinii din vremea noastră mai veghează asupra acestui cuvânt, punându-și în fața ochilor această cerință divină.
Să nu te uiți poftind. Să veghezi asupra integrității tale. E un exemplu. Pentru mine este dureros să observ că am întâlnit creștini care spuneau că îl iubesc pe Iisus în timp ce călcau porunca. Om care trăia în adulter și care spunea că el este bine cu Dumnezeu. Că nicio problemă ce face. Nici învățătura n-a mai păstrat-o și nici ascultarea. Și a fost o batjocoră pentru numele lui Hristos, felul lui de viață. Suntem copii ai lui Dumnezeu și Domnul ne cheamă să ne întoarcem la această esență simplă și durabilă și observată și proclamată de Scriptură a mărturiei creștine. Putere din Duhul Sfânt, ascultare de poruncile lui Iisus, mărturisire a numelui Domnului Iisus. Asta e miezul. Celelalte forme și organizare. Baza este asta. Să ai în tine Duhul lui Dumnezeu. Să ai puterea Lui peste tine. Toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu, spune Pavel. Să ai în tine Duhul lui Dumnezeu care să-ți asigure puterea. Să iubești poruncile lui Dumnezeu și să asculți de cuvântul Lui. Vorbele lui Iisus pentru tine să aibă greutate, să aibă autoritate, să aibă putere, să le iei în seamă, să-ți așezi viața sub autoritatea lor și să trăiești în lumina lor. Și numele lui Iisus Hristos să fie pentru tine steagul sub care să-ți așezi viața. Numele Lui. N-ai tăgăduit numele Meu. Nu mi-ai întors spatele, nu m-ai negat. Dimpotrivă, m-ai mărturisit. Și când lucrul acela ți-a dus pagubă, m-ai mărturisit. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să vedem în final ce promite Domnul acestei biserici. Sunt așa de frumoase promisiunile. Am băgat de seamă că sunt 6 la număr. Întâi de toate este garanția dragostei divine. Așa a zis Domnul, te-am iubit. Dușmanii tăi vor ști că te-am iubit. Aceia care sunt în sinagoga iudeilor și spun că sunt în sinagoga lui Dumnezeu, dar sunt o sinagogă a satanei, vor ști că te-am iubit. Te iubesc în prezent și într-o zi dușmanii care te apasă și care îți fac nedreptate și care te persecută din pricina numelui Meu și care te disprețuie și te marginalizează și te discriminează, ei aceia într-o zi vor ști că te-am iubit. Deocamdată știi tu, dar într-o zi vor ști și cei din jurul tău. Este garanția iubirii lui Dumnezeu. Mântuitorul promite apoi acces la Dumnezeu. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Cum să înțelegem sensul acestei uși deschise? Cred că sunt aici două înțelesuri care fac promisiunea a doua și a treia. Întâi, acces la Dumnezeu. Din cauza că ai păzit cuvântul Meu, din cauza că ții numele Meu și ai puține putere, îți este garantat accesul la Dumnezeu. Ușa este deschisă, nimeni nu poate închide. În numele lui Iisus Hristos avem trecere în fața lui Dumnezeu. Accesul acesta nu ți-l poate bloca nimeni. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nimeni nu poate să închidă ușa aceasta pentru sufletul tău. Hristos o ține deschisă. Promisiunea a treia ține de oportunități. Ușa deschisă. Oportunități. Oportunități pentru mărturie, pentru misiune. Îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei. Îi voi face să vină și să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Este oportunitatea misiunii, a slujirii, uși deschise, oportunități. Dumnezeu le va pune și în fața noastră. Este promisiunea Lui. Protecție. Pentru că ai păzit numele Meu, te voi păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Te voi păzi și Eu. Este promisă protecție din partea lui Dumnezeu. Este făgăduită apoi intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în mijlocul circumstanțelor vieții. Eu vin curând. Cu siguranță că este făcută trimitere la revenirea Domnului Iisus, dar putem să ne uităm la această promisiune și ca la împlinirea așteptărilor noastre în rugăciune.
Doamne, vino în ajutor! Doamne, ascultă! Doamne, vindecă! Doamne, întinde-ți mâna! Doamne, deschide o ușă, o cale! Scapă-mă! Și Domnul promite spunând, eu vin curând! Eu vin curând! Este promisiunea intervenției miraculoase a lui Dumnezeu și promisiunea a șasea este reprezentată de răsplătire. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Și apoi continuă detalii legate de onoarea, gloria pe care copiii lui Dumnezeu o vor avea în împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Iată răsplătirile, promisiunile lui Dumnezeu. Și acum, apropiindu-ne de momentul solemn al cinei Domnului, frați și surori, păstrează ce ai. Hai să ne întrebăm ce avem. Biserica din Filadelfia a avut trei virtuți și promisiunile lui Dumnezeu. Putere, ascultare de cuvânt și ținerea numelui Domnului Iisus. Mai ai aceste lucruri? Biserica din Efes și-a părăsit dragostea din tâi. Mai ai dragostea din tâi? Despre Imeneu și Filet găsim că și-au pierdut cugetul curat și-au rătăcit de la credință. Conștiința ta este curată? Biserica din Sardes și-a mânjit hainele. I se dăduse o haină curată, albă, care reprezenta neprihănirea în care așezase Dumnezeu această biserică. Și-au mânjit hainele. Cum e haina sufletului tău? Păzește ce ai. Da, mai e curată haina? E cineva care o poate curăți? Pacea, bucuria, libertatea. Păzește ce ai. Pentru tineri, fecioria. De câte ori poți să ai asta? Păzește ce ai. Dacă mai ai. Și dacă nu mai ai, la Dumnezeu este ușa deschisă pentru cine se smerește. Dar păzește ce ai. Familia, ai familie. Păzește ce ai. Sunt oameni care au pierdut familia. De Domnului slavă pentru ceea ce ți-a dat. Biserica. Ai biserica aceasta. Păzește-o, păzește-o până o ai. Bucură-te de ea până este aici. Ea este aici. Dar e o natură de relații, o țesătură de relații și de convingeri și de trăiri și de angajamente în care te găsești și care te face în final să spui, este biserica mea. Păzește ce ai. Ține-te în lucrurile acestea. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Frații și surori, oricare ar fi starea spirituală în care ne găsim, dați-mi voie să vă spun, chiar dacă ne vom găsi în această dimineață deposedați în conștiința noastră, lipsiți, deposedați de aceste virtuți și ne vom spune în sinceritatea cugetului nostru, nici putere n-am, nici ascultare de cuvânt n-am dovedit și de numele Domnului Iisus m-am rușinat. În înșiruirea acestor lucruri pe care ar fi trebuit să le păzesc, constat că aici, colo, mai am. Frații mei, și de ar fi așa, Dumnezeu deschide o ușă pentru cine vrea să se schimbe. Marți seara la rugăciune aici, mi-am adus aminte, ne-am rugat lui Dumnezeu pentru cei care au căzut de la credință. Și rugându-ne pentru cei care au căzut de la credință, mi-am adus aminte de o experiență prin care am trecut în urmă cu 24-25 de ani, cu un bărbat care s-a botezat în această biserică și care a murit în Hristos în această biserică. El mi-a povestit ce s-a întâmplat cu el. După ce s-a botezat în apă, după ce și-a făcut familie, și-a avut și copii, în viața lui a urmat o perioadă de îndepărtare de Dumnezeu. Prins în treburile vieții, n-a vegheat
Și încet, încet păcatul a înfășurat și l-a orbit. Și l-a târât departe de biserică, departe și de familie. A făcut lucruri care nu trebuie să făcute. S-a separat de Dumnezeu. N-a mai mers la biserică vreo 12-15 ani. Într-o zi, unul dintre cunoscuții lui a zis: pe cine? Nu vrei să-mi faci un serviciu? Uite, îți plătesc ziua de lucru și cheltuielile de drum, numai să mă duci cu mașina ta până unde am eu treabă. Avem de mers la Craiova, a zis, în zona Craiova. S-a pus la drum, n-a întrebat unde e de mers, nu-i treaba mea unde mergi tu, te duc și te aduc înapoi. Pe drum, din vorbă în vorbă, a constatat că vecinul lui voia să meargă să caute o ghicitoare. Și nu a căzut prea bine să meargă el să participe la drumul acesta. Chiar dacă s-a separat de adunare și chiar dacă trăia în stări de păcat în fața lui Dumnezeu, noțiunile așezate în sufletul lui din biserică nu l-au părăsit. Și a zis, nu-i bine ce fac, dar ce să fac acum, cal întoarsă, nu mai fac. Au ajuns la destinație și el a zis, eu nu intru înăuntru, eu stau în mașină și te aștept. Și n-a vrut nici cum să intre. Numai că era iardă și era ger și plină de bunăvoință, și diavolul are o bunăvoință, fiți liniștiți, are o bunăvoință fenomenală uneori. Doamna aceea a venit și a zis, domnule, dar ești de frig afară. Hai înăuntru, stai înăuntru. Și presat de circumstanțe, a intrat în casa acelei femei. Bunăvoința demonului a continuat. Domnule, hai să întrebăm și despre tine, a zis vecină. Vecine, plătesc eu. Care femeia a zis, nu trebuie, pe gratis pentru dânsul. La care fratele a zis, nu, nu mă interesează și nici nu cred în așa ceva. La care femeia n-a mai stat mult pe gând, s-a dus în încăperea ei și de acolo a venit supărată și tulburată și a spus, domnule, dumneata, cine ești? În casă la mine niciodată să nu mai vii. Nu te-am găsit în cărțile mele. Du-te și să nu te mai văd vreodată. Atunci s-a trezit. După ce l-a adus acasă pe om, m-a căutat. Eram venit la Sibiu, locuiam atunci la sora Ghib, în gazdă, strada Bungardului. M-a căutat. Poate că s-a gândit dumnealui, fratele ăsta mai tânăr, nu mă știe, mai ușor spun la unul care nu mă știe. Am stat de vorbă zile la rând și ne-am rugat. Și mi-a spus așa, frate păstor, ce mă determină să mă întorc către Dumnezeu și să revin la biserică este această o constatare pe care am făcut-o. Dumnezeu nu m-a abandonat. M-a așteptat atâta vreme. Am ajuns până acolo, în casa unei ghicitoare, și numai puterea lui Dumnezeu și mila lui față de mine m-a oprit să nu-mi dau acordul. Și când în gura acelei femei am auzit că nu sunt cărțile ei, vreau să vin din nou la biserică. Oare mă mai primește Domnul? Și-a urmat câțiva ani buni de umblare la adunare, de întărire duhovnicească și la o vreme, cum se întâmplă oamenilor mai în vârstă, pleca la Domnul. Nu știu unde te afli. Dar un lucru este limpede. Poate că mai ai acest loc în inima lui Dumnezeu. Cuvântul pe zi nu-l mai ai. Numele lui Dumnezeu nu-l mai ții. Putere duhovnicească nu mai este. Cuget curat nu mai e. Bucuria mântuirii e o amintire veche. Totuși ceva ai. Un loc rezervat în inima lui Dumnezeu. Ca acest bărbat despre care v-am spus. Și pe aia s-a construit. Vă chem să ne întoarcem cu tot sufletul către Dumnezeu. În această dimineață avem din partea lui Dumnezeu ușă deschisă, intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu prin Domnul Iisus, iar această sfântă cină proclamă acest acces pe care îl avem în prezența lui Dumnezeu.
și ne asigură de trecerea pe care o căpătăm înaintea Tatălui în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru toți copiii lui Dumnezeu care au păzit cuvântul și au făcut ascultare de Dumnezeu, ca și bisericii din Filadelfia în această dimineață, spunem, păstrează ce ai. Dumnezeu să ne ajute.